cât îmi ești dragă. Eu colind o viață întreagă, că eu când prin toată țara, Moldova și Timișoara, dobrogenii și oltenii, dragi-mi sunt și ardelenii, moldovenii bănățenii, dragi-mi sunt și moroșenii. Vreau la frații mei să ajung și dacă-i drumul lung, zbor ca pasărea măiastră până la ai mei acasă. Vreau la frații mei să ajung și dacă-i drumul lung, zbor ca pasărea măiastră până la ai mei acasă. Aceeași pită, mai bătută, mai dospită, și la fel ne bucurăm horile când le jucăm. Dar fie pâinea bună rea, stă mereu alăturea. Fie pâinea bună rea, ești român în țara ta. Vreau la frații mei să ajung și dacă-i drumul lung, zbor ca pasărea măiastră până la ai mei acasă. Vreau la frații mei să ajung și dacă-i drumul lung, zbor ca pasărea măiastră până la ai mei acasă. Cât-mi ești dragă, eu colind o viață întreagă, și eu când prin toată țara, Moldova și Timișoara, băi dobrogenii și oltenii, dragi-mi sunt și ardelenii, moldovenii bănățenii, dragi-mi sunt și moroșenii. Vreau la frații mei să ajung și dacă-i drumul lung, zbor ca pasărea măiastră până la ai mei acasă. Vreau la frații mei să ajung și dacă-i drumul lung, zbor ca pasărea măiastră până la ai mei acasă. Și la fel ne bucurăm horile când le jucăm. Dar fie pâinea bună rea, stă mereu alăturea. Vreau la frații mei să ajung și dacă-i drumul lung, zbor ca pasărea măiastră ai mei acasă. Vreau la frații mei să ajung și dacă-i drumul lung, zbor ca pasărea măiastră până la ai mei acasă. Dar noi mâncăm aceeași pită, păi mai bătută, mai dospită. Hop și așa. Bine v-am găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție Familia Favorit. Avem deja ani importanți împreună, să zic așa, pentru că în fiecare duminică la ora 20 suntem aici pentru dumneavoastră. Valentina, draga mea, tu vii de undeva de unde e un raft plin de bunătăți. Așa este, Paul, Hristos a înviat. Adevărat că a înviat pentru toți românii. Cum ai petrecut ziua de astăzi, prima zi de Paște? E o zi cu totul și cu totul special, o sărbătorim în familie. Nu întâmplător, astăzi veți vedea mari artiști ai cântecului popular, asta pentru că ne este drag de ei și atunci când suntem în familie, în Familia Favorit, e important să-i avem pe artiștii care chiar scriu istoria cântecului nostru popular românesc.